Biletul zilei la pariuri sportive conține 3 partide pentru azi. Este vorba despre Copa Libertadores, duel din preliminarele Champions League și, nu în ultimul rând, Liga a doua din România. Dăm drumul la treabă și vorbim despre primul meci de pe bilet, care este Fluminense Argentinos Junior. Se va desfășura de la noapte, începând cu ora 1. Este partida retur. În tur a fost 1-1. Știți cu toții acel meci în care, din păcate, Marcelo i-a rupt piciorul omologului său de la Argentinos Junior. În fine, azi ar trebui să avem un alt meci decisiv, știți cu toții rivalitatea dintre brazilieni și argentinieni, iar la centru terenului va fi un columbian, anume Herrera Alexis, un central care zic eu că e foarte aproape de media pe care o vom paria azi la cartonașe, nu galbene, cartonașe la general, peste 5,5 este pronosticul meu aici la o cotă de 1,37. Așadar, având în vedere că e meci decisiv, mă aștept la o agresivitate sporită, nervi și, bineînțeles, eventuale proteste sau trageri de timp. 1,37, acesta este și pontul zilei, Gloria Buzău Mioveni, mai exact Mioveni, Gloria Buzău. Mioveni, știți cu toții, a retrogradat din prima ligă, are foarte, foarte mulți jucători noi, pentru că, așa cum era de așteptat, au plecat majoritatea fotbaliștilor de la Mioveni, practic o echipă fără omogenitate, iar ca și punct forte și-a adus un fotbalist care juca acum 10-15 ani pe Liga 1, este vorba de Mihai Costea, a ajuns și el la o vârstă, juca pe Liga 3, nu cred că mai poate face față sincer în Liga 2, dar vedem diseară de la 18:30, acolo unde cred eu că echipa lui Mihalcea va învinge fără probleme, totuși merg acoperit pe un PSF 2, pentru că în fotbal nu se știe niciodată. Mai departe trecem la Klasvik Molde în preliminarele Champions League. Klasvik a făcut deja 2 surprize, nu cred că o poate repeta și pe a treia, sau cel puțin nu o poate face la capitolul cornere, acolo unde Molde stă foarte, foarte bine. Stilul nordic ar trebui să iasă în evidență, multe centrări în care au lovituri de cap și implicit obligă adversarii să ofere lovituri de la colț. Așa arată biletul zilei la Betano, cotă 3,08. Nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap.